Amintiri cu și despre artiști plastici. Domnule Jackie Zemleni, vă întâlnesc la Galeria Căminul Artei Parter cu o expoziție personală. Chaos and Order v-ați denumit expoziția și dincolo de nota comună care stă sub amprenta evidentă a unui stil pe care îl aveți, lucrările dumneavoastră vorbesc și despre preocupările pe care le-ați avut în străinătate, unde v-ați stabilit și unde ați lucrat. De ce haos și ordine? Nu toată expoziție are acest aspect. Am încercat să pun mai multe lucrări din diverse perioade din viața mea, pe lângă picturi, unele ilustrații, artă grafică, printuri și diverse perioade din pictură cu naturi statice de la început și compoziții figurative mai târzii și compoziții puțin mai ermetice. Dar aș spune că figura umană apare frecvent. Apare. Mult timp n-a apărut figura umană. Nu că evitam, dar încercam să mă ocup de natură statică, cel mai umil gen dintre cele patru genuri de pictură clasice. Deci natură statică, peisaj, portret, compoziție. Natura statică a fost considerată în tinerețea mea un fel de slujnică vitregă, un fel de cenușăreasă a artei. Compoziția cu personaje și portretul, ele erau în frunte. Dar m-a format ca interes pentru imagine și pentru lipsă, nu lipsă, dar mijloace reduse de pictură. Dar și naturile statice pe care le văd în expoziție sunt niște naturi somptuoase. Par somptuoase, dar cu mijloace picturale aproape, aș spune, minimaliste. Care amintesc de grafică. Amintesc unele de grafică, puțin din artă neerlandeză, deci din arta țărilor de jos, da. Olanda și Flandra. M-am și inspirat foarte mult când mi-am dat seama că interesul mă poartă către stilul olandez, deși stilurile italiene renascentiste îmi erau foarte aproape. Aveți și lucrări pe care le-ați executat pentru publicații? Exact. Am ilustrat la publicații mai mult americane și în țară am făcut câteva ilustrații interesante. Dar cele importante, într-adevăr, de o publicație de mare tiraj la New York Times, pagina numită Op-Ed Page, de fapt editorială cu un trecut prestigios, cu niște autori extraordinari și alte reviste cum este Time Magazine, Newsweek, Details și așa mai departe. Deci, care era procedura? Citați textele? Îmi trimiteau, adică mă chemau pe vremea aceea. Deci personal. Aveți acces la textele jurnaliștilor? Am primit textul, am găsit simbolurile, să spunem. Am găsit simbolurile și am încercat să creez universul paralel, dar în strictă legătură cu cronica. Creez să concep o imagine coerentă cu esența simbolului logic al textului. Da. Deci lectorul ar fi avut în primul rând imaginea dumneavoastră, captare esențială și după aceea lectura jurnalului, să cred spunem. Cred că paralel mergeau cele două și am întâlnit ceea ce știm că New York Times, The New York Times, are un prestigiu mare. Dacă ai ajuns acolo, poți să pătrunzi în orice cerc în state.
M-am întâlnit cu biliardari, deci miliardari americani care, când am ajuns acolo, deci tu ești ăla care a făcut ilustrația la pagina Opet pe aici, care respectau și în fiecare weekend cantitatea cea mare de hârtie, ce înseamnă New York Times, citeau cu predilecție. Deci ați selectat din lucrările dumneavoastră pentru această expoziție personală. Da. Lucrările pe care le-ați considerat reprezentative? Într-un fel, un fel de, aproape aș zice, deși termenul este minor și peiorativ, un fel de potpuriu a preocupărilor mele diverse, din diverse perioade, deși am avut o expoziție primit bine în 2011, peste un deceniu aproape, m-am gândit totuși la sala aceasta care la Căminul Artei am expus în 1976 prima dată. Deci ați venit în același acasă. Spațiu nostalgic. Da. A fost un critic de artă pe care îl stimez foarte mult. Săracul a murit foarte tânăr, Mihai Drișcu, un spirit extraordinar, cu un mare număr impresionant de articole la revista Arta, și a murit săracul călcat de o mașină noapte în Baltarbă. Deci el v-a deschis expoziția din 1976. El mi-a deschis un text foarte, un text superb prin care m-a introdus undeva înțelegerea mea, înțelegerea ceea ce fac eu. Foarte frumos. Erați tânăr atunci și aveați nevoie de o bună mână, susținere. Și avea un stil fantastic, îmi lipsește. Deci, după 40 și de ani, se confirmă. Sunt din nou acasă. Nicăieri nu poți fi acasă decât acolo unde ai copilărit. Ați urmărit Amintiri cu și despre artiști plastici, emisiune realizată de Roxana Păsculescu.